Astăzi o să continuăm cu studiul nostru pe adunare și am ajuns la ultima afirmație din mărturisirea noastră de credință pe subiectul acesta, și anume la faptul că fiecare credincios are datoria de a căuta să facă parte dintr-o adunare autentică a lui Hristos. Am văzut dățile trecute definiția, de la început definiția cuvântului adunare, am văzut ce înseamnă o adunare nou-testamentară, am văzut că ea trebuie să fie întemeiată de Domnul Hristos, că ea trebuie să fie totdeauna locală și vizibilă și nu biserică universală, vizibilă sau invizibilă. Am văzut că această adunare trebuie să fie constituită doar din oameni născuți din nou, pentru că altfel nu ai putea ca să ai un mod congregațional de conducere. Și după aceea am văzut că adunarea aceasta a Domnului Hristos este în Scriptură dată ca stâlp și temelia adevărului și că ea va avea o continuitate în fiecare secol, având aceeași credință, aceeași origine și același botez. Am văzut dățile trecute și am stat asupra semnelor unei adunări adevărate, semne după care cunoaștem o adunare adevărată și semne după care putem să cunoaștem o biserică falsă. Și de data aceasta aș vrea să vorbim despre faptul că fiecare credincios are datoria în legământul de acum și este obligat să facă parte dintr-o adunare nou-testamentară dacă într-adevăr este născut din nou și vrea să-L slujească pe Domnul așa cum se cuvine. Dar înainte de toate aș vrea să ne reamintim ceea ce afirmăm noi la punctul 21, la punctul 9 din mărturisirea de credință. În ceea ce privește adunarea, noi spunem următoarele lucruri. Noi credem că adunarea este o instituție fondată de Domnul Iisus Hristos însuși în timpul lucrării sale pământești. Adunarea întemeiată de Domnul Hristos a fost locală și vizibilă. Noul Testament nu cunoaște niciun alt fel de adunare. De aceea noi respingem conceptul de biserică universală vizibilă sau invizibilă și susținem că acest concept este nescriptural și dăunător, căci subminează autoritatea adunărilor locale. O adunare autentică este constituită din oameni născuți din nou, care au fost botezați într-un mod corect și au fost strânși împreună după rânduiala Scripturii cu scopul de a duce la îndeplinire lucrarea lui Hristos. Adunarea este casa spirituală a lui Dumnezeu, singurul loc în care Dumnezeu primește închinarea și slujirea publică a credincioșilor. Ea este stâlpul și temelia adevărului, căci ei au fost încredințate învățăturile lui Hristos spre a le apăra și proclama. Domnul Iisus îi promite adunării sale prezența sa continuă și victorie în războiul spiritual împotriva celui rău. Adunarea Domnului Hristos nu a fost niciodată învinsă, pentru că nu a existat niciun timp în care să nu existe adunări locale autentice de când Domnul Iisus a întemeiat-o pe prima până astăzi. Fiecare credincios are datoria de a căuta să facă parte dintr-o adunare autentică a Domnului Hristos. Acestea sunt afirmațiile pe care noi le avem în mărturisirea de credință și astăzi am ajuns la ultima frază din acest punct al mărturisirii de credință, și anume la faptul că fiecare credincios are datoria să facă parte dintr-o adunare a Domnului Hristos. Aș vrea să explicăm puțin lucrul ăsta, de ce este necesar ca fiecare credincios să facă parte dintr-o adunare nou-testamentară și să nu facă parte din tot felul de biserici pe care le vedem astăzi împrăștiate pe fața pământului. Dar pentru a înțelege cât mai bine afirmația de mai sus, trebuie să mergem la Scriptură, deoarece Scriptura este singurul etalon pentru credință și practică în timpul de acum. Și totdeauna noi trebuie să ne raportăm la Scriptură când avem ceva de comunicat din Scripturi.
Vedem că toți cei care au crezut predicarea lui Ioan au fost botezați și stăteau în așteptarea iminentă a lui Mesia. Când vine Mesia, preia ucenicii lui Ioan și cu ei formează adunarea nou-testamentară. Ei sunt formați ca adunare de Domnul Hristos însuși înainte de ziua Cincizecimii. Foarte mulți astăzi vin și spun că adunarea a fost fondată de Duhul Sfânt, da? Sau de Domnul printr-un intermediar și anume Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii. Noi credem că adunarea a fost fondată în timpul lucrării pământești a Domnului Hristos, în timpul lucrării sale pământești. El este cel care a fondat adunarea cu materialul deja pregătit de Ioan. Poporul era în așteptare, după predica lui Ioan, el le-a predicat și le-a spus că după mine trebuie să vină acela care este Mesia. Vine Mesia, îi ia o parte din ucenicii lui Ioan și cu ei formează adunarea nou-testamentală. Ei sunt formați ca adunare de Domnul însuși și în timpul până la înălțarea Domnului Hristos, sunt cel puțin trei trimiteri în Scripturi. E trimiterea celor 12, trimiterea celor 70 și marea trimitere pe care o avem în Matei 28, exemplificată foarte clar acolo la sfârșitul Evangheliei. La această adunare, Domnul promite ocrotire și prezență continuă până se va întoarce după ei. Doar lor le promite. Și toți care erau mântuiți la predicile lor trebuiau să vină și să fie botezați de adunarea asta nou-testamentară care a primit autoritate de la Domnul și să facă parte din ea. Le promite perpetuitate din generație în generație. Domnul promite lucrul ăsta. Spune că El va fi cu ei și Domnul se va îngriji ca adunarea fondată de El să petreacă pe pământul acesta un timp pe care noi nu-l cunoaștem, un timp la finalul căruia Domnul va veni după ai săi. Deci Domnul promite că în toată perioada asta va fi o adunare nou-testamentară pe pământ în sens instituțional și această adunare va trece peste toate veacurile acestea până va veni El. În fapte 2 vedem marea trimitere pusă în practică. Ce fac practic ucenicii în fapte capitolul 2? Vin și fac exact ceea ce le-a poruncit Domnul Hristos în Matei 28 și anume au predicat Evanghelia oamenilor care i-au avut strânși acolo în fața locuinței unde au stat, de au primit Duhul Sfânt și le predică. Ei sunt născuți din nou și după aceea urmează afundarea în apă. Urmează botezul. Prin botezul în apă ei sunt adăugați la numărul celorlalți care deja erau membri în adunarea fondată de Domnul în timpul lucrării sale pământești. În Cartea Faptelor vedem că adunarea aceasta din Ierusalim are aproape 4 generații de adunări pe care le-a constituit doar în Cartea Faptelor. Cum s-au constituit aceste adunări? Păi, adunarea din Ierusalim a mers și a trimis misionari în afară care au predicat, au mers și au botezat după ce au strâns oameni născuți din nou la ei și după aia i-au dezlegat ca adunări nou-testamentare surori cu adunarea fondată de Domnul. Și în felul ăsta fiecare adunare a mers la rândul ei și a făcut alte adunări după același principiu al Marii Trimiteri, adunări care aveau aceeași origine, credință și practică cu adunarea fondată de Domnul în timpul lucrării sale pământești. Aceste adunări au avut mereu lupte din exterior, dar și din interior. Au avut lupte din exterior la început cu iudeii, au avut după aceea cu romanii, au avut după aceea cu catolicismul și cu inchiziția din exterior, dar au avut lupte și din interior datorită celor care erau proroci mincinoși și veneau și le introduceau sau le strecurau în adunare tot felul de erezii. Și adunarea totdeauna, să știți că nu a fost scutită de lupte și din exterior, dar și din interior prin cei care predicau lucruri nescripturale. În timp, unele din adunările scripturale au apostaziat și în felul acesta cunoaștem cu toții că a apărut catolicismul, care a fost
strâns într-un fel sub Constantin împăratul Romei, care s-a intitulat cap din afara al bisericii acesteia universale sau catolice sau sobornicești. Și în felul acesta a apărut catolicismul și ceea ce cunoaștem noi astăzi sub denumirea de ortodoxie. Din acestea au apărut reformatori la rândul lor, și din catolicism, și din ortodoxie. Din ortodoxie, la noi în țară, reformatori sunt tudoriștii și oastea Domnului, ostașii. Sunt reformatori ai ortodoxiei, la fel cum Calvin, Luther, Zwingli și Henric al VIII-lea au încercat să reformeze acum 500 și ceva de ani catolicismul vechi. Din sânul reformatorilor au apărut, așa zis, și neoprotestanți din zilele noastre, care au spus că reformatorii n-au dus reforma până la capăt, ci s-au oprit la jumătatea drumului și a fost nevoie de ei ca să restaureze de la zero adunarea nou-testamentară, pentru că ei credeau cu toții că adunarea Domnului a sfârșit-o undeva prin Evul Mediu întunecat și Domnul a rămas fără adunare, fără mireasa sa. Ăsta este motivul care stă la baza înființării acestor biserici, așa zis, neoprotestante. La ora actuală să știți că sunt în jur de vreo 40.000 de feluri de biserici creștine, dintre care doar un singur fel este al Domnului Hristos. Dățile trecute am prezentat semnele unei adunări adevărate și ale unei biserici false. Și vă aduceți aminte, nu are rost ca să rămânem asupra acestor semne să le detaliem. Acum, ce trebuie să înțelegem? De ce am făcut această scurtă introducere? Trebuie să înțelegem lucrurile acestea pentru că să știți că există o singură adunare adevărată și zeci de mii de biserici false de-a lungul și de-a latul globului pământesc. Deci lucrul ăsta există, să știți. Există. Deci din vreo 40.000 de feluri diferite, doar unul singur este al Domnului. Restul nu sunt ale Domnului. Trebuie să știm că nu toate sunt construite prin modelul poruncit de Domnul Hristos, și anume Marea Trimitere. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem pentru a înțelege cum e cu adunarea Domnului și de ce nu trebuie să faci parte dintr-o biserică falsă dacă ești om mântuit. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta. E un lucru de căpătrit. Trebuie să înțelegem că în aceste biserici false, peste 40.000 de feluri diferite, să știți că în ele există oameni care sunt mântuiți într-un mod suveran de Dumnezeu. Domnul are oameni mântuiți în felurile astea diferite de biserici. Chiar dacă există oameni mântuiți acolo, lucrul ăsta nu certifică că bisericile respective sunt mireasa lui Hristos. Simplu fapt că există oameni născuți din nou și că sunt membri în astfel de biserici, asta nu arată sau nu dă noi certitudinea că biserica respectivă este mireasa lui Hristos. Din contră, să știți că prezența oamenilor mântuiți în ele sporește confuzia și mai mult. Și satana bate inimile celor mântuiți ca să-l slujească pe Hristos după, și să nu-l slujească pe Hristos după standardul dumnezeiesc al noului legământ. Ăsta este rolul diavolului și lupta lui din secolul nostru și din secolele trecute, de a deturna buna credință a celor mântuiți și de a-i face membri în biserici false, unde să nu-l slujească pe Domnul și Domnul să nu-și culeagă toată gloria, așa cum îi se cuvine. Ăsta este motivul pentru care diavolul a constituit atâtea feluri de biserici ca să abată atenția oamenilor de la adunarea fondată de Domnul. Mare parte din membrii bisericilor ăstora sunt nemântuiți. Catolicismul, ortodoxia, greco-catolici au luat greu oameni nemântuiți în ele. Dar astea neoprotestante au în ele oameni mântuiți, să știți.
Și ei trebuie să înțeleagă mesajul Domnului Hristos, că ei nu-L slujesc pe Domnul așa cum se cuvine, într-o biserică falsă. De ce este atâta confuzie astăzi? Pentru că diavolul le-a redefinit în primul rând conceptul de eclesie sau de adunare. Și ei cred, majoritatea dintre ei, cred în conceptul de biserică universală, fie vizibilă, fie invizibilă, și nu cred în conceptul de adunare locală și vizibilă. Și ăsta este motivul pentru care ei se mulțumesc și cred că este bine să faci parte, indiferent din orice cult, acolo trebuie să mergi unde te simți bine și unde crezi că este Hristos și tu ca om ești etalonul suprem, practic, după care trebuie să te ghidezi. Nu cuvântul Domnului și părerea Domnului cu privire la ceea ce este o adunare nou-testamentară. Lucrurile astea trebuie să le înțelegem. Oamenii sunt păcăliți astăzi de diavol pentru că își pun credința și nădejdea într-o biserică, majoritatea într-una universală invizibilă, care spune că este biserica aia mare, din care este trupul lui Hristos, din care fac parte toți mântuiții. Unii spun din toate veacurile, unii spun de la cincizecime până la răpire și diferă de interpretarea fiecăruia. Dar să știți că ăsta este conceptul și toți la grămadă acolo fac parte din biserica asta mare. Asta seamănă confuzie și în mintea multor creștini care sunt mântuiți, dar fac parte din biserici care nu sunt adunări nou-testamentare. Alții cred că în membralitatea adunării intri prin botezul în Duhul, alții vin și spun că intri prin naștere din nou. Și asta este tot o confuzie semănată de Satan și de asta oamenii sunt buimăciți și spun că acolo unde te simți mai bine sau unde este mai aproape de casa ta, unde crezi că Domnul este prezent, mergi acolo și laudă-L și închină-te, că nu contează unde mergi. Contează unde te simți bine și unde într-adevăr se cheamă numele Domnului. Dar oare să fie ăsta standardul care l-a lăsat Hristos? Nu este, fraților, pentru că standardul lăsat de Domnul Hristos este în Scriptură și adunările nou-testamentare se perpetuează prin intermediul Marii Trimiteri, nu prin schismă din catolicism sau apar așa ca ciupercile după ploaie, se adună 2-3 din diferite culte și hotărăsc ca de duminica viitoare să înceapă o adunare nou-testamentară în localitatea lor. Nu ăsta este modelul de constituire. Când am studiat despre adunare, am văzut cum se constituie o adunare nou-testamentară și am văzut care sunt cuvintele Domnului în privința aceasta. Cei mai mulți astăzi sunt confuzi în privința adunării nou-testamentare și sunt păcăliți și fac parte din biserici false pentru că nu fac diferența între familia lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și adunarea Domnului Hristos. Asta este una dintre cele mai mari confuzii pe care oamenii din timpul nostru le fac. Ei nu fac deosebire între aceste trei lucruri care sunt distincte. Știm că adunarea este ceva diferit, împărăția este ceva diferit și familia lui Dumnezeu este cu totul altceva. Oamenilor nu li se explică lucrurile astea și ei înșiși nu fac diferența. Și ei toți termenii ăștia îi numesc practic biserică universală invizibilă sau vizibilă, după caz. Dacă s-ar face diferența între termenii ăștia, ar fi o mai mare lumină în bisericile care nu-L slujesc pe Domnul, dar au oameni mântuiți în ele. Dacă se fac aceste diferențe între familie, împărăție și adunare și cele patru cerințe ale unui botez scriptural și se înțeleg semnele după care poți identifica o adunare adevărată, înțelegi de ce trebuie să faci parte dintr-o adunare a Domnului Hristos. Dacă nu înțelegi lucrurile astea, nu o să vezi nevoia să faci parte dintr-o adunare a Domnului. Și înțelegi că poți să mergi oriunde, pentru că toți sunt creștini, toți îl slujesc pe Domnul, toți sunt botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, sinceritatea ți este de ajuns și dacă ai
acolo un mediu în care să poți să faci și misiune sau să faci ceva creștinesc, e bine. Dacă nu înțelegi aceste diferențe și rămâi membru într-o biserică falsă, ce se întâmplă? Îți pierzi mântuirea? Și mai mulți asta cred. Și cei mai mulți care încearcă să părăsească biserici false când și-au dat seama unde este adevărul, vin și sunt amenințați cu pierderea mântuirii și cu tot felul de presiuni. Cei mai mulți așa o să îți spună, deoarece ei cred ca și Ciprian că mântuirea este în biserică. Și cine nu are biserica catolică, bineînțeles, cum spunea el ca mamă, nu are pe Dumnezeu ca tată. Asta se promova. Și același principiu stă în spatele discuțiilor de astăzi, dacă vrei să părăsești una din denominațiile astea importante. Biblia însă spune că mântuirea este în Hristos, nu în biserică, și că îți poți pierde răsplățile în urma slujirii și nu mântuirea. Înțelegeți? Dacă ești membru într-o biserică falsă și ești născut din nou și dacă pleci de acolo, nu pierzi nimic. Da? Nu-ți pierzi mântuirea, pentru că mântuirea nu e în biserică, mântuirea este în Hristos Domnul. Dacă rămâi în continuare acolo și ești născut din nou, vei avea parte de pierderea răsplătirilor. Pentru că într-o biserică falsă nu slujești pe Hristos. Dacă slujirea nu este una corectă, să știți că apar multe dezavantaje atât aici pe pământ, dar că și sus în ceruri vor avea repercusiuni. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Unul dintre ele este că nu te bucuri de privilegiu, de promisiunile și de binecuvântările de a face parte din mireasa sa aici pe pământ, în care el își găsește plăcerea. Nu să ai parte de binecuvântările astea și de privilegiu. E un privilegiu, să știți, să faci parte dintr-o adunare nou-testamentară, pentru că nu mulți fac parte din ea. Cine nu face parte din mireasa Domnului aici pe pământ, nu va face nici sus în ceruri. E logic. Dacă nu ești pe pământ în adunare, nici în ceruri nu o să faci parte din adunare. Dacă faci parte dintr-o adunare nou-testamentară aici pe pământ, o să faci parte și în ceruri din adunare, din mireasa Domnului Hristos. Pentru că denumirea de mireasă, da, este o metaforă pentru adunare. Ioan Botezătorul spunea că el este prieten al mirelui. El nu s-a identificat ca făcând parte din mireasă. De ce? Pentru că el n-a fost botezat și n-a fost adăugat în numărul ucenicilor. El a fost prima persoană de sub soare care a predicat Evanghelia și a botezat în legătură cu predicarea Evangheliei pe cei care erau născuți din nou. Dar el însuși n-a fost botezat. Și ăsta este motivul pentru care el n-a făcut parte dintr-o adunare nou-testamentară. Toți cei care au fost botezați de el și strânși de Hristos au format Hristos cu ei adunarea nou-testamentară și acei ucenici au luat și au predicat Evanghelia și au botezat pe alții cu botezul pe care îl aveau ei. Și ei au făcut parte din adunare, dar Ioan n-a făcut. La fel și astăzi, dacă sunt oameni născuți din nou și nu sunt botezați de o adunare nou-testamentară, ei nu fac parte din adunările Domnului, dintr-o adunare nou-testamentară. Dacă îi botează o biserică falsă, ei fac parte din biserica respectivă falsă. Ei nu-și pierd mântuirea pentru că mântuirea ține de Domnul, dar își vor pierde slujirea și răsplătirile în urma slujirii, pentru că ei nu slujesc pe Hristos. Acea adunare nu are cap pe Hristos. Da? Și nu o să fie, n-o să fie răsplătiți, pentru că ei tot ce fac, nu fac prin intermediul Marii Trimiteri, ca să aibă parte de binecuvântarea Domnului în ceea ce lucrează. Un alt dezavantaj este că pe Domnul Hristos nu l-ai cap decât într-o adunare, care este metaforic comparată cu un trup uman. În particular, dacă nu faci parte dintr-o adunare locală a lui, nu poți fi
mici component al trupului. Înțelegeți? Denumirea de cap al adunării este aplicată doar unei adunări care are cap pe Hristos. Ce înseamnă să-L ai cap pe Hristos? Să-i urmezi învățăturile întocmai. Adunarea ta să fie instituită prin intermediul Marii Trimiteri, de o adunare deja scripturală și existentă, nu poți să te autoconstitui ca adunare și să spui că ai cap pe Hristos. Nu poți să apar ca ciupercile după ploaie ca adunare sau ca adunări pe pământ și să spui că ai cap pe Hristos. Trebuie să urmezi principiul Marii Trimiteri dat de Domnul Hristos în adunarea Noului Testamentară pe paginile Noului Testament. Acea adunare a mers, a predicat în afară, a făcut ucenici, i-a botezat, i-a strâns ca adunare și i-a dezlegat ca adunare mai apoi și au devenit o adunare soră și independentă. O adunare care trebuia să facă același lucru care l-a făcut cu ea adunarea care a constituit-o. Și în felul acesta, verigă cu verigă, trebuia să meargă paralel cu bisericile false de-a lungul secolelor, din primul secol până în zilele noastre și va merge până în ziua în care Domnul a promis că va veni după adunarea sa. A fi în Hristos este egal cu a fi mântuit. Și a fi în trupul lui Hristos este egal cu a face parte dintr-o adunare în care te sfințești și asculți de capul care este Hristos. Dacă nu ești membru într-o adunare nou-testamentară, nu poți să spui că ai cap pe Hristos. Da? Pentru că El este dat ca și cap al trupului, în metaforă. Da? Și adunarea este sub Hristos capul atâta timp cât ascultă de principiile lăsate de Domnul Hristos în adunare. Mediul cel mai bun pentru procesul de sfințire, sfințire însemnând punere deoparte în mijlocul societății, de maturizare spirituală, este în eclesie. Nu poți să te maturizezi în altă parte. Vedeți, fiecare biserică din asta falsă are o doză de adevăr, dar nu tot adevărul. Și poți să crești, să te dezvolți atât cât ai standardul de adevăr acolo. Minciunile nu te dezvoltă, ereziile sau învățăturile false nu te aduc la un nivel de spiritualitate. Cu cât ai mai multă lumină, cu atât ești mai luminat și ești mai spiritual. Cu cât ai mai puțină și cu cât ai mai multă erezie, cu atât ești mai în beznă spirituală. Și n-ai un orizont de a te maturiza și de a crește spiritual. Și nici nu te sfințești atât de mult. Te sfințești în funcție de adevărul pe care îl ai și de creșterea spirituală pe care o ai. În afara adunării nou-testamentare, credinciosul are o dezvoltare limitată. Prin definiție, eclesia înseamnă cei chemați afară de la treburile lor cotidiene sau publice. Celor din sistemele false, din bisericile false, religioase, li se spune ieșiți afară din mijlocul lor, așa spune în Apocalipsa 18:4. Nu îndeamnă cuvântul să stea, să rămână acolo și să crească acolo spiritual. Îi cheamă afară, vedem lucrul ăsta în Apocalipsă. Gândiți-vă că biserica aia de acolo, din Apocalipsă, care e falsă, care e denumită, care o găsim sub denumirea de Curva cea Mare, aia are o continuitate încă de pe pământ, din timpul adunării nou-testamentare, până n-ar fi răpită. Și lor li se spune, ieșiți afară din mijlocul ei, ca să nu fiți loviți cu urgiile ei. Și dacă li se cere atunci, credeți că același principiu nu-i valabil și pentru timpul de acum? Același lucru li se aplică și astăzi, cu atât mai mult astăzi, cât mai au adunarea nou-testamentară cu ei pe pământ. Creșterea și maturizarea spirituală, cel mai bine, se realizează într-un trup care are cap pe Hristos și acolo fiecare membru contribuie cu ceea ce are și așa cresc toți împreună. Nu să mai citim versetul din Efeseni 4:16, acolo știți versetul care spune că fiecare încheietură dă, da? Dă o creștere și leagă tot trupul, ține strâns. Dacă nu ești în adunare nou-testamentară, nu ai beneficiul ăsta. N-ai privilegiul ăsta din partea Domnului. Nu-l ai.
Pentru că Domnul este cap doar peste trupul adunării locale și vizibile, care este fondată corect de El și are o origine corectă, o doctrină corectă. Cine nu este membru într-o adunare scripturală, nu poate să afirme niciodată un verset din Scriptură. Un singur domn, o singură credință și un singur botez. De ce nu poate? Pentru că gândiți-vă, un singur domn sau un singur stăpân. Când poți să ai un singur stăpân? Păi în momentul în care tu ca membru îi e supus la toate cerințele. Da? Și atunci poți să spui că ai pe Domnul ca singur stăpân. Dacă biserica ta nu e fondată într-un mod corect, nu-l are pe Domnul ca și stăpân al casei, ca și stăpân al bisericii respective, pentru că el nu a fost niciodată acolo. Înțelegeți? Și nu poți să spui că îl urmezi întru totul. Toate bisericile care nu sunt adunări ale Domnului Hristos au învățături false și respectă doctrine false și învățături false sau au practici false. Și nu poți să spui că ai un singur domn. Nu poți să spui că ai o singură credință. Da? De ce nu poți să spui că ai o singură credință? Pentru că credința de acolo e poluată de tot felul de erezii. Doar în adunarea Nouă Testamentară ai credința curată. Și acolo spune că este stâlpul și temelia adevărului. În partea cealaltă nu spune așa. Din contră, acolo găsești tot felul de necurății, tot felul de învățături din astea stricate. Și nu poți să spui o singură credință, un singur domn și un singur botez. De ce? Pentru că uitați-vă la bisericile care le cunoașteți. Nu au un botez nou testamentar. Nu este unul singur. Unul singur este ăla biblic, care a început de la Ioan, l-a avut Domnul, l-a avut apostolii și a fost dat mai departe prin Marea Trimitere. Ăla este singurul botez nou testamentar. Există unul singur, nu există mai multe din punct de vedere biblic. Dar ele sunt mai multe. De ce? Pentru că fiecare denominație are botezul ei. Unul este întemeiat de întemeitorul lor, da? Și avem atâtea exemple. John Smith, Russell și toți fondatorii ăștia de religii neoprotestante. Toți care au început în felul ăsta, de la ei se trage botezul. Nu se trage de la Domnul. La cei mai mulți se trage din catolicism. Unii l-au început pe cont propriu, alții se trage din catolicism. Sau alții, prin schismă, s-au depărtat de corpul principal al bisericii de unde au făcut parte și au început pe cont propriu să facă ceea ce făceau și înainte. Da? Ceilalți s-au dezis de ei și i-au anatemizat și ăștia au continuat și au spus că e bine ce fac și în felul ăsta îi botez. Problema este dacă are autoritate în spate. Într-un botez contează lucrurile alea patru despre care am vorbit noi. Candidatul scriptural, modul, motivul și administratorul, care trebuie să aibă autoritate. Și nu are autoritate decât o adunare care a parcurs secolele, care are o succesiune neîntreruptă din primul secol până în zilele noastre, care provine prin intermediul Marii Trimiteri și a continuat autoritatea lăsată de Domnul în Eclesie. Nu pot spune astăzi toți ca un singur botez și că există un singur botez. Gândiți-vă că sunt astăzi biserici care acceptă membrii, să luăm exemplu, Alianța Evanghelică. Păi în Alianța Evanghelică sunt baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie și ostași. Da? Au voie să-și transfere membrii de la unii la alții. Ei nu pot să mai spună că au un singur botez. Sunt pastori care se transferă de la unii la alții. Sunt pastori care de la baptiști împreună cu penticostali botează sau viceversa. Îi invită la ei și botează împreună cu ei. Nu poți să mai spui că ai un singur botez. Deci, cine nu este membru într-o adunare scripturală nu poate niciodată să afirme versetul de mai sus. Un singur domn, o singură credință și un singur botez. Slujind într-un sistem religios care nu l-are ca pe Hristos însuși, nu te poți bucura de răsplătirile cerești de care au parte cei ce fac parte din mireasă. Sunt niște răsplătiri speciale ale celor care fac parte din mireasa Domnului Hristos. În Apocalipsa 19, de la 7 la 9, spune în felul următor, că soția mielului spune că s-a pregătit,
cât a fost aici pe pământ, făcând fapte bune. Ca drept răsplata faptelor bune, primește o haină ce o diferențiază de invitație de la nuntă. Asta spune. Spune că li s-a dat o haină și le-a spus să mai aștepte. Cei care sunt invitați la nuntă sunt priviți ca și meseni în ceruri. Așa că răsplata celor ce nu fac parte din mireasă va avea de suferit. Ei slujesc într-un trup diferit, ce nu este al Domnului Hristos și ca atare, acesta nu își primește toată gloria cuvenită. Pe când în partea cealaltă, dacă faci parte dintr-o adunare nouă testamentară, îl onorezi pe Domnul la cel mai înalt nivel. Dumnezeu nu uită osteneala cuiva și faptele bune și suferințele copiilor săi, chiar dacă ei sunt membri în biserici false. Ei vor fi răsplătiți, să știți, pentru tot ceea ce ei fac în particular. Faptele bune ale lor sunt luate în socoteală. Spune Domnul că un pahar cu apă, dacă dai la cineva, vei fi răsplătit pentru el. Și sunt atâtea fapte bune pe care le pot face în afara contextului bisericii false. Și alea cred că vor fi contabilizate. Toate care sunt făcute după voia Domnului, bineînțeles. Da? Nu din altfel de motive. Toate care laudă pe Domnul vor primi răsplată care faptele care le faci cu o altă intenție, de a te scoate pe tine în evidență sau de a primi laude și așa, nici la ăla care face parte dintr-o adunare nou testamentară nu vor fi contabilizate și nu vei primi răsplătire. Cu atât mai mult la cel care este în împărăție. Înțelegeți? În Apocalipsa 18:4, cei care sunt născuți din nou și mântuiți prin Hristos sunt sfătuiți de Duhul să iasă afară din mijlocul curvei celei mari, ca să nu fie loviți cu urgiile ei cu care aceasta va fi lovită. Dacă sunt sfătuiți așa în necazul cel mare, ce atitudine ar trebui să aibă astăzi cei care nu fac parte dintr-o adunare nouă testamentară și fac parte dintr-o biserică falsă? Nu e vorba, practic, de aceeași biserică. Da, da. Este vorba de aceeași biserică. Ea a fost și este și va trăi și după răpire ca instituție religioasă și doar Anticristul va nimici biserica asta falsă. Dar în sânul ei și astăzi și după răpire, să știți că vor fi oameni născuți din nou. Și lor li se spune... Ieșiți afară din mijlocul lor. Către ei este adresat. Și același îndemn îl adresăm și noi astăzi. Fiecărui credincios care aude lucrurile astea și înțelege diferența între o adunare nouă testamentară și o biserică falsă. Fiecare credincios de acolo are datoria de a căuta să facă parte dintr-o adunare a Domnului, din toate motivele care le-am enumerat mai sus. Vedeți, noi nu putem să convingem pe oameni. Noi putem doar să le spunem punctul nostru de vedere și doar putem să îi avertizăm cu privire la lucrurile astea. Noi nu putem să convingem pe nimeni. Convingerea o face Duhul Sfânt și o lăsăm pe seama Duhului Sfânt, dar noi suntem responsabili să ținem sus cuvântul vieții, să-l predicăm cu toată puterea, să avertizăm pe oameni. Gândiți-vă, în final, ca și concluzie, sunt 40.000, peste 40.000 de feluri de biserici diferite, care au credințe diferite, botezuri diferite, întemeitori diferiți. Nu toate stale Domnului Hristos, chiar dacă fiecare în parte se numește mireasa lui Hristos sau se dorește a fi mireasa lui Hristos, sunt diferite. Domnul a întemeiat un singur fel. Noi cunoaștem felul din Scriptură, când am studiat semnele unei adunări adevărate și semne de apostazie, avem tiparele. Poți să încerci să mulezi peste fiecare și să vezi cum stă fiecare grupare religioasă. Datoria noastră este să le spunem oamenilor de pericolul care-i paște. Nu de a-și pierde mântuirea, sunt în pericol de a pierde răsplățile și de a nu fi găsiți plăcuți în ochii lui Dumnezeu din punct de vedere al slujirii pe care îl au fiecare.
Și de asta îndemnăm pe fiecare om și îi spunem, așa cum afirmăm la acest final de pasaj din mărturisirea de credință, și anume că fiecare credincios are datoria de a căuta să facă parte dintr-o adunare autentică a Domnului Hristos. Gândiți-vă, fiecare credincios, fiecare care e născut din nou, are în minte să facă cât mai bine lucru pentru Domnul, indiferent ce lucru. Da? Dar foarte mult se potignesc când aud că nu fac parte dintr-o adunare nou-testamentară și fac parte din împărăție și că nu sunt așa cum trebuie. Foarte mult se vor potigni și vor rămâne, să știți, în împărăție până la finalul vieților. Unii care Domnul le acordă privilegiul ăsta vor face parte dintr-o adunare nou-testamentară. Sunt avantaje și sunt dezavantaje. Și aici pe pământ și sus în cerul. Și va fi o separare. Da? Adunarea are un fel de compoziție, împărăția are un fel de compoziție, familia are cu tot o altă compoziție. Dacă se fac diferențe între lucrurile astea, oamenii înțeleg. Atâta timp cât sunt în negură și nu li se predică lucrurile astea, nu o să înțeleagă lucrurile cu privire la adunare și la împărăție și la familie. Mă rog ca Domnul să ne dea lumina fiecăruia dintre noi, să avem înțelepciune ca să deosebim ce este sfânt, de ce este nesfânt. Și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să luăm aminte la cuvintele sale și să le prețuim. Spunem că îl iubim, să-l iubim până la capăt, să facem tot ceea ce ne-a spus El. Că în asta constă, practic, dragostea față de El, în păzirea cuvântului Său. Cine îl păzește, demonstrează că îl iubește. Cine nu-l cine aude și nu-l păzește, da? Înseamnă că nu-l iubește și nu ține atât de mult la el cât spune. Domnul să ne ajute să îl iubim cu toată inima, să ținem sus cuvântul vieții și să ne ajute să facem voia lui de acum și până în veci. Amin. Amin.